Băi, doamne, nu mai puteam. Hai de cap, m-am spălat puțin pe față că e deranj jucat casa. Hal dracu cu geamul ăsta, nu se deschide, mă, nu știu ce dracu are o geamul ăsta. Hai de cap. N-a pus niciun... Bine că am găsit hârtie igienică, dar n-avem și noi pe aici nimic. Un spray, ceva, ca să sting de... Și să las un pic dracu cu asta deschise aici, că e deranj. Ha? O las așa deschise, poate nu... Poate nu a intrat cine știe ce face. Așa o las. Bă, și am zis lui Veronica să nu mai facă păstăile alea, mă, de la păstăile alea, mă. Ce faci, bre? Stau la umbră, nu aici, m-ai lăsat. Stai la umbră? Este... Bun, Da. bun. Dar tu ce ai pățit? Ai mâncat ciorbă de pruni? Nu știu de ce am mâncat, dar cred că de la păstările alea, că m-a tale aici ceva? Sau nu ai mâncat păstările alea? Nu am nimic, n-am nici casă, nici femeie, nici nimic. Cum n-ai casă, mi-ai spus mie, uite că-s la casa lui Matale și că nu știu ce, că... Deci m-a rupt stomacul, nu mai pot. Oamenii ăștia pe unde sunt? Am prăștiat. Gata, domn Fioruț, acum putem să stăm de vorbă, sunt puțin cam leșinat și deshidratat, dar sunt în perfectă stare. 2-3 minute, că pe urmă trebuie să mă duc chiar. O mandat-o Giannis în carcerii estul de Balos și-o mai rămas, că a zis că nu mai sunt încă de remor, că am trimis cu camionul să ia. Uh-huh. Noi putem să ne apucăm să dăm camionul, să începem să urcăm sus, nu? Da. Ce nu de tractor? Ce zici? Pornește și ăsta? Nu, în mod normal ar trebui să pornească, eu nu l-am mai pornit. Ia urcă-te bre și de ok. Aici. E cam moarte bateria. Nu, no, lasă-l, nu-i mai da. Dă-i patraunul de acolo la... Îi dau de aici. Ia vezi, e vreo șurubelniță pe acolo, pun el ceva, e vreo șurubelniță? Nu, știu, se... Ia, uite, cum ai zis, cu o stică. Ar trebui să fie. Vină pe aici, pe la ușă. Dă-mă cu asta. Așa. Îi dau aceea la electromotor. Ha? Ia. Ala, ia bă, tăticule. Ia uite că a luat-o. Cred că e și bateria, eh? E și bateria, dar e și, nu știu ce să zic, cred că și de la pompă, de la alea, dar are pornirea asta grea, cred că îi scapă până vine, până o alimentează pompa, până are filtrele, cred că trebuie schimbate. Trebuie dat pe mâna lumii cu o fugă. Eu zic că rugine nu prea are, eu zic că îl mai putem ține, mai facem treabă cu el, eh? Cum? Cum să nu? Facem treabă cu ele. Ia, păi dacă nu avem la tractoare, spui că nu e adevărat. Ia vedere, trage-l aici, vezi cum îl tragi cu remorca asta. Și unde zici că trebuie să-i băgăm? Aici sus? Da, să-i urcăm în podul ăsta sus aici. Numai că avem ăla mic, cum se cheamă, încărcătorul ăla trebuie să-l urcăm sus. Care încărcător? Ăsta mic? Ăsta micuț, să-l urcăm acolo sus. Eu zic că-l putem urca cu manitou, a? Ce zici? Îi băgăm. Care scutur pe dedesubt, nu-i problemă. Parcă venisem să nu fac treabă, venisem doar că să-mi spună ceva, dar parcă face mai multă treabă decât trebuie. Am nimic de bea și socră, că eu nu vin aici să stau, când fac treabă. Costică, ia uite-te bre puțin aici, să vezi, e ok?
Dă-i mai față, dă-i mai față. Pic mai sus, mai în față, mai în față. Mai, mai. Dă-l mai în față. Lasă-l că-i bine așa. E bine așa, lasă-l, lasă-l. Patraulea? Eu. Hai să descărcăm întâi din camion, că camionul se trebuiască să plece cu el și după aia trailerul, dacă nu mai avem timp acum, ne prinde seara, îl băgăm cu totul de sub și lăsăm așa, îl descărcăm alte date. E ok, atunci. Că a ajuns și Gianni, văd că. Gianni! Eu! Ma dove cazzo sei? Ei, centurile, nu le dai jos? Așa. Dar oare încape pe aici pe asta? Sau îi băgăm tot până înăuntru? Eu zic că e gura mai largă până înăuntru decât să ne chinuim pe aici pe-n față. Îți baluzi aia mari. Cum zici tu? Atunci las că bag eu camionul de sub. Nu-l mai băga de sub, lasă-le așa că le iau eu de aici, nu-i problemă, numai să, că le bag acolo. Obloanele astea okay. Trebuie date în jos. Le dau eu acum. Păi da. Bună, din nou, ce faci? Nu te la treabă, tu? La treabă și eu, cu Gianni. Gianni, ai controlat-o? Am pus-o întâi să dezbraci. Da? Ce este gluma asta? Proastă. Încă doar Gianni mă cunoaște foarte bine. A trecut pe niște experiențe mai nefaste și de-asta... Buongiorno, ragața! Bună ziua, domn Ferruccio. Dar ce faceți pe aici? Muncim și noi un pic, dar unde ai fost? Că mi se pare mie sau te-ai bronzat? Da, am fost și eu un pic la mare, da. Și cum e la mare? Că tu pe aici pensat te-ai obișnuit numai cu mică. Este foarte frumos, da, ce să spun, mi-a plăcut. E bine, e bine. E, da, să mai vii pe aici, numai... să mai vii pe aici, pe la fermă, pe la mine, că am și o casă acolo, mai am ceva treabă. Da, da. Da, sigur, trebuie să mă obișnuiesc și cu această casă. O să vin, domn Ferruccio, da? Te aștept. Știi să mulci vaca? Nu, vaca nu. Nu, n-am avut la bunica. Lasă că te învățăm noi. Că Gianni și că vrea să facă văcar. Eu nu sunt prea interesată de asemenea lucru. Nu-mi place, nu. Nu? Ei, dar ce are, mă? Da. Eu sunt o domnișoară foarte emancipată. Da. Da. Hai că eu vă las să vă emancipați puțin, mă duc, am puțină treabă, că-l țin pe socul meu după mine în căldura asta. Dar costică-te ursus acolo să iei baloții? Hai să terminăm repede să mergem acasă, că uite, vezi ce se întâmplă la mine când vin aici, câtă treabă am și câtă treabă îmi dă? Păi ce, Veronica, că eu vin la distracție, că să stau la umbră, să stau la alt. Am impresia că trebuie să-l sun pe Dorel. Da, da. După cât îi se pare.
Tătești tu câtă, câtă muncă. Câtă muncă, bă, băiete. Să ne reușim să-l împarcem pe ăsta, să-l băgăm cu totul, sau nu reușim. Și-a vrut soptul meu să zică cu Dorel. Dacă află Dorel că a plecat Mirela din sat, s-a mutat și ala pe aici, drept. Atât mai întreb. Ce s-a agață ăștia între ei, bă, cine eu fi încărcat, bă, băiat? Mirelu! Da? Ia vină până pe partea asta. Mai, fie vorba între noi, eu chiar vreau să vorbesc cu tine. Ia zi. Mai, să nu ne audă Neagustica, să ne spună Veronica-i. Las că el e sus acolo în pod. Da. Am făcut această mutare încă eu nu mă mai puteam întâlni cu tine. Da, acolo în sat nu aveam nicio șansă. Da? Până vin eu aici, îți mai pierzi timpul cu Gianni, sau? Nu, Gianni e prietenul meu așa, cum era și Dorel în partea cealaltă. Așa, de nebuni. Ne plimbăm, mâncăm împreună. Da, astea. Da, mergem la baltă. Și pe Dorel l-ai anunțat? A, nu, Dorel nu știe încă. Bine, acum sunt 50-50. Nu știu ce să fac, dar da, vreau să mă întorc. Da, da. De asta zic, ai grijă cu Dorel că parcă-l văd și pe ăla că pleacă de acolo din Arijești să mută în Bălțești. E, lasă că o să mai vin și eu pe acolo. Da, numai că na, o să mai vin și pe la Naie. Da, poate stai tu de vorbă cu el. Dacă nu te înțelegi, ce să-i zic eu lor Naie? Bă, Naie, vezi că nu mai vine Mirela din cauza ta, că ești libidinos, că ești tare cât îmi dat. Nu, trebuie să-l crezi și pe el, dacă tu... Ce să mai zic acum, că și tu ești de vin. Da, dar eu mi-aleg cu cine să-mi petrec timpul, înțelegi? Treaba ta, dar era un loc de muncă bun, erai plătită bine. Nu știu ce să zic. E treaba da, ta. Banii nu sunt totul în viață, dar distracția contează. Bine, bine, hai, lasă-mă că mai am puțină treabă. Vezi cât o întârzi eu astăzi. Patraulea, ăla-l lăsăm că durează prea mult și să vedem cam cât ce mai avem de adunat de pe câmpuri, poate mai vindem din ei. Și îl lăs deocamdată pe trailer, că stau destul de bine suscat, stau destul de bine acolo de desubt. Lasă-i pe trailer. Atunci să-mi zic că de balos mă gândeam că ce lasă că îi încarc eu patraulea, prima vezi-ți dalia tale și ala, nici o șansă. Mă prinde pe mine Ferruccio. E nebunie. Cred că trebuie să vorbesc cu el dactele alea, să văd când le face.
E deranj, măcar să-mi fac acte ca să știu ce. Dacă plec de acasă, mă dă Veronica afară, măcar am unde trage. Padraulea! Padraulea! Ei, las că descarc eu cu socretul, ei, tu du-te și ai Iveco și du-te acolo la, cum îi zice, cum a sunat acum, la casă, la Nea Pandele acolo, nu? Așa? Și du-te și încarcă că s-a spart un, ai văzut silozul ăla unde puneam noi porumb acolo? Da. S-a spart acoperișul și dacă plouă trebuie să încărcăm de acolo tot porumbul ăla, să-l aducem aici. Că au zis că a văzut apă în două locuri și mă tem să nu udăm tot. Bun, stai că mă duc să îl pun pe ăsta sus și mă duc acolo, da. Da, tu du-te acolo că terminăm noi aici. Ei, trebuie să pun la loto, că exact ce mă gândeam, aia s-a și întâmplat, adică... Să vă lasă aici. Ia cheile de la Iveco. Nerepa. Dar Costică, vezi că m-a dus să iau ceva dintr-un silos, vine înapoi. Te pui mâna să iei apa aia din mașină, să mai te dai jos, mai bei, mai una alta. Puișorii mei, băgați-vă undeva la umbră, dracu, că vă bate soarele în cap și pe urmă nu mai mă înțeleg deloc cu voi, după ce că sunteți, cum sunteți, mai... trageți-vă undeva la umbră, Gianni, vezi că e ușa deschisă, am lăsat pe... E bine aici, nu e problemă. Mergeți frumos acolo în casă, că e casa deschisă, săraca și alea, stați pe acolo, vedeți dacă e totul în regulă, dacă bate musca, dacă alea, dacă se pune, dacă se așează, dacă... Da, nu avea tot grija noastră, dragule, lasă-o, că știm noi mai bine. Da, bine, dragă, bine, pa, pa. Pa. Hai, stă unde să prinde acolo să înșir. Hai să vedem cum merge cataracta asta, dacă e bună de ceva. Că nu e dracu, e patraulea săracu. Ia uite ce vrăta când m-a văzut. E da. Așa, aer condiționat. Ah, e bine că merge aerul condiționat, că... Era deranj dacă nu merge aerul condiționat. O să văd ce zice că sunt card acolo în silozul ăla. Să aducem un silozul ăsta aici. Ce să facem? Merge bine pentru 546.000 de kilometri în bord. Nu prea e alergat. Da, mă, oameni buni, treabă, uite, vezi? Bine că s-a întâmplat așa să fie de treabă, mai ales că mi l-a dat și pe socrul meu cu mine. L-a mai pus și la muncă. Ia să-l vezi pe ăsta acum când ne duce acasă, zice, bă, că a făcut, că am dres, că m-a pus la treabă, că am stat, că feruciu ăla. Vezi nebunia, dracu. Ce să mă... Asta e. Când mi se aliniază planetele, o mai e nimeni ca mine. Da, mă, oameni buni. Ce să mai una peste alta. Are rost să vă mai țin. Mergem să încărcăm ce avem acolo și pe urmă vedem dacă ajungem în seara asta acasă. Dacă nu, cred că îl țin pe Nea Costică cu mine. Numai să nu scap la vreo babetă de asta pe aici, că la câte babe sunt în satul ăsta pe aici, am dat-o drept. Nu mă mai înțeleg nici cu asta. Așa că toate cele bune și cum vă spune patraulea de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minte, oameni. Dacă să trebuie să fac acea două manevre, ușurel așa, bam, bam. Și nu uitați acolo să dați și voi un like și un coment. Vă pup și numai bine, boys. Baftă!